Telefonul nostru este 031 40 30 442, sau puteți să ne scrieți pe Facebook la Noi Să Fim Sănătoși. La fiecare 13 minute o femeie moare de cancer la sân. România este, din păcate, pe locul întâi în Uniunea Europeană în ceea ce privește incidența cancerului la sân. Anual sunt diagnosticate peste 7.000 de femei cu această boală și doar aproximativ 10% descoperă această afecțiune în fază incipientă, lucru ce înseamnă o șansă de supraviețuire foarte mare. Multe formațiuni canceroase apar sub forma unor noduli și pot fi detectate în mod uzual prin palpare. Există însă numeroase cazuri în care acești noduli nu sunt detectați la palpare datorită dimensiunii foarte mici sau faptului că sunt situați într-o zonă adâncă și mai greu accesibilă în interiorul organismului. Cancerul la sân este pe locul 2, după cancerul de col uterin, pe lista formelor de cancer care le afectează în special pe femei. Șansa de vindecare poate fi 100% dacă aceasta este depistată din timp în fază incipientă. De aceea, alături de noi este astăzi în studioul Noi Să Fim Sănătoși doamna dr. Elena Teodorescu, medic primar în radiologie și imagistică medicală, specialist și în sonoelastografie. Bună dimineața, doamna doctor, și bine ați venit alături de noi. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața și bine v-am găsit și pe dumneavoastră și pe telespectatoare. Eu am încercat așa să trag un semnal de alarmă și să spun câteva date tehnice despre ceea ce se întâmplă în lume în ceea ce privește cancerul la sân. Dar este adevărat că dacă această boală este depistată din timp și putem, fiecare dintre noi, femeile, să facem acest lucru, e adevărat că rezolvarea este destul de mare. Este adevărat, întotdeauna când depistăm cancerul la sân într-o fază incipientă, practic șansa de vindecare a femeii este de peste 90%. Este foarte important însă să descoperim acest cancer atunci când este foarte mic, asta înseamnă la dimensiuni de câțiva milimetri, ceea ce înseamnă că el practic nu poate fi palpat, deci trebuie să-l descoperim prin alte metode. Cum îl putem descoperi la timp? Cum putem face acest lucru mergând la medic din timp sau trebuie să așteptăm să simțim anumite simptome? Nu ar trebui să așteptăm să simțim ceva, ar trebui să mergem întotdeauna regulat. Bineînțeles că periodicitatea este în funcție de vârstă, ca și tipul de examinare. Pentru femeile tinere este recomandată... Tinere înseamnă peste 18 ani sau practic, nu coborăm până la acea vârstă? Ba chiar putem să coborăm pentru că în ultimul timp sunt paciente foarte tinere, 20 de ani, 20 și ceva de ani. Deci și pot să facă surprinzător și aș putea spune chiar că în ultimul timp, în ultimii ani a crescut numărul de cancere la vârstă tânără. 20-30 de ani. Foarte mare. Da. Nici bărbații nu sunt feriți de cancerul de sân, dar e mai feriți, mică. Da, chiar e foarte mic. Cam 1 la 100, raportul este de 1 la 100, cel puțin. Deci pentru femeile tinere, însemnând 20-30 de ani, le recomand să-și facă acea autoexaminare lunară după menstruație și să meargă la un medic specialist ginecolog pentru o examinare clinică o dată la 3 ani. În momentul în care însă au depășit 30 de ani, situația se îngroașă. Situația exact devine puțin mai dramatică, puțin, în sensul că ar trebui să facă acea autoexaminare lunar, dar ar trebui să facă controlul lunar și de asemenea să facă și o ecografie mamară anual. Peste 40 de ani deja ajungem către vârsta cu cea mai mare incidență în jurul menopauzei, intrării la menopauză, și atunci este recomandată deja mamografia ca primă metodă de screening, iar atunci când este cazul, complementare ecografia mamară. Deci mamografia dumneavoastră o recomandați și între 30 și 40 de ani? Nu, după 40 de ani, ca și screening. Ca și metodă de diagnostic poate fi folosită fără niciun fel de problemă după 35 de ani. Da. Suspectează ceva. Da, ce înseamnă screening? Înseamnă că practic toate femeile ar trebui să facă această evaluare chiar dacă sunt asimptomatice. Deci nu le supără nimic, nu le doare, nu au nicio formațiune, nu au absolut nimic.
dar așa pot să descopere foarte, foarte repede, de multe ori, poate cu un an, 2, 3, 4, înainte ca formațiunea să devină palpabilă. Din păcate, în România nu avem acest program de screening și, din păcate, în România, din această cauză, practic, foarte multe femei, foarte multe ajung cu stadii avansate în momentul diagnosticului, din păcate. Conștientizarea la noi în România este puțin mai lăsat așa deoparte și nu n-a fost acționată de un butonaș, dar sunt foarte multe fundații care fac acest lucru. Mi-ați povestit înainte de a intra în emisie că și dumneavoastră facem și noi în clinică, doar că în momentul în care există un program național de screening, practic toate femeile sunt obligate, femeile, bineînțeles, care se încadrează în grupa de vârstă respectivă, primesc o invitație acasă înainte de a trebui să facă această investigație. Și ele trebuie să se programeze și să facă investigația. În cazul în care nu o fac, asigurările nu prea vor să le mai plătească costurile tratamentului. Deci ele sunt într-un fel forțate, ca să zic așa, între ghilimele. Vă referiți la cele care au asigurări private de sănătate? Nu mă refer în România, mă refer în țările în care există programe de screening. Pentru că și la noi s-a început cu programul de sănătate la cei care au asigurări private, tendințe. Este aceasta, dacă nu ți-ai făcut acele testări anuale, prevenții, da, de screening, și ai descoperit un cancer la sân, nu mai beneficiezi de ceea ce înseamnă sistemul de supraveghere, de operație, de ce urmează după depistare. Dar, din păcate, totuși, marea majoritate nu beneficiază de asigurări private. Marea majoritate în România sunt, practic, își fac aceste controle. Unele femei care sunt, eu știu, poate conștientizează mai mult, poate au citit mai mult, poate li s-a întâmplat în familie, unei vecine, unei colege de birou și atunci devin mult mai conștientă de această boală. De obicei atunci conștientizăm, când am auzit că cineva foarte tânăr a pățit sau apropiat, nu atât, că dacă apropiat. E cineva așa doar... De la distanță poate că nu sunt atât de afectate. În momentul în care însă această boală afectează pe cineva din imediată apropiere, indiferent că este rudă sau prieten sau coleg sau altceva, atunci dintr-o dată devin mult mai sensibile. Deci asta este o categorie de femei care vin, aș spune, unele dintre ele chiar regulat din acel moment. Altele nu vin decât atunci când au o problemă. Cel mai frecvent problema la sân înseamnă că își simt un nodul că a apărut dintr-o dată, sau spun ele. Sau o durere, sau ceva le jenează. Da, bine, cea mai frecventă cauză pentru care femeile se prezintă la o examinare la sân sau la medic specialist în senologie este într-adevăr durerea mamară. Durerea mamară însă de obicei are cauze hormonale, nu este... datorată, nu este determinată de un cancer sau nu este determinată de afecțiuni grave. Dar ele e bine că se întâmplă și așa. Asta am zis și eu, că este bine totuși că în felul acesta poți să descoperi, chiar dacă ele au venit pentru durere, uneori chiar se poate cu totul întâmplător să descoperi ceva sau poate în felul acesta oricum mult mai multe vin la control. Dar atunci când am spus că vin multe pentru nodul, mă referam ca în momentul în care, în afară de durere, ele totuși simt ceva. Cel ceva cel mai frecvent este un nodul. Mai puțin frecvent fie o secreție mamelonară, fie observă că se retractă mamelonul sau pielea, dar cel mai frecvent își simt dintr-o dată, spun ele, o formațiune și spun că până atunci n-au simțit nimic sau și mai frecvent nu obișnuiesc să-mi controlez sânii, nu știu cum se face, N-am timp. Cel mai frecvent, cea mai frecventă acuză pe care am auzit-o este că nu avem timp. Cât durează un consult? Deci e programarea care se face, suma se poate găsi și pe net, sunt sume accesibile pentru acest consult. Accesibile, având în vedere că sunt o dată pe an, iar pentru o femeie, un examen ginecologic, un examen Babeș, Papa Nicolau și o examinare a sânului ar cam trebui să fie obligatorii cel puțin peste 30 de ani. O dată pe an.
Și timpul necesar, indiferent că este o ecografie sau mamografie, depinde de vârstă, este în jur de 20 de minute. Ceea ce nu este un timp gândindu-ne foarte cât, mare. Cât timp pierd, că asta le spuneam telespectatoarelor, cât timp pierdem, dragile mele, la un coafor, la o manicură, pedicură, mult mai mult timp, încât o dată pe an să nu ne permitem ca un sfert de oră, 20 de minute, să le pierdem între ghilimele pentru a ne face acest control anual. Este groaznic moartea din cauza cancerului la sân, mai ales în ziua de azi, când se pot face atât de multe lucruri. Spuneam de sonoelastografie. Ce este această sonoelastografie? Foarte multe femei poate au auzit de... E o metodă relativ mai nouă pe piața medicală și ajută mai mult. Aș vrea să ne spuneți cum și de ce ne ajută mai mult, ce se întâmplă cu ea, ce este sonoelastografia. Sonoelastografia este o metodă neinvazivă care ne ajută practic în diagnosticul diferențial al nodulilor benigni de cei maligni. Ea nu se utilizează singură ca metodă de primă intenție, este o metodă complementară mamografiei și ecografiei. Ea practic se bazează pe diferența de elasticitate a nodulilor, pentru că un nodul benign de obicei este foarte elastic, moale, răspunde, se deplasează, mă rog, la mișcarea de vibrație respectivă, pe când cancerul mamar de obicei este în cea mai mare parte a cazurilor o formațiune dură, rigidă și rămâne fixă. Și practic pe aceasta se bazează sonoelastografia. Ea este sau se efectuează după ecografie pentru că se folosește același echipament. Este doar o tehnică, să zicem, pe care nu toate aparatele o au, dar unele o au. Și putem să o utilizăm în momentul în care găsim o formațiune sau o zonă suspectă dubioasă. De sonoelastografia nu se folosește în niciun caz ca metodă de screening, în niciun caz ea singură, pentru că practic se aplică la nivelul unui nodul sau unei zone deja modificată. Existent. Deci acea zonă noi trebuie întâi să o descoperim, dacă bineînțeles există, cu altă metodă și abia după aceea să facem pe zona respectivă sonoelastografie sau elastografie deci mamară. Deci ea caută numai structurile deja existente. Deci nu o putem folosi ca primă metodă de depistare a unei probleme. Nu, întâi trebuie să depistăm zona respectivă prin altă metodă. Iar după aceea, ecografie, iar după aceea, pe zona pe care am descoperit-o ca fiind anormală, ca având o modificare, pe acea zonă efectuăm elastografia. Am înțeles, doamna doctor. Deci este considerată ca o metodă complementară a RMN-ului, a ecografiei, această sonoelastografie, tocmai de aceea se și numește. Deci elastografie de la elasticitate și sono de la ultrasunete. Da. Că folosește ultrasunetele ca și ecografia, nu este deloc invazivă, nu este dureroasă, durează foarte puțin. Iradiază, că femeile se tem foarte mult de a-și face acest, pentru că nu mai vrem încă o doză de radiații, ne ajunge cât ne luăm zilnic din mediul înconjurător, nu mai vrem și altceva, dar de fapt acest altceva nu este decât ultrasunet, care nu ne provoacă nimic altceva. Da, să nu uităm că peste 40 de ani totuși nu sonoelastografia sau ecografia sunt metode de primă intenție. Deci mamografia este metoda gold standard, deci este metoda principală de screening în primul rând, pentru că detectează leziuni foarte mici atunci când nu sunt palpabile. Și abia după aceea, în anumite condiții, când sunt sânii foarte dânși, că se poate întâmpla asta la mamografie sau dacă descoperim anumite probleme, atunci într-adevăr le caracterizăm suplimentar cu ecografia mamară și la nevoie și cu sonoelastografia. Practic nicio metodă nu este 100%, să zicem, valabilă. Fiecare are avantaje și dezavantaje. Este bine însă să știm să le folosim în avantajul pacientei. Fiecare metodă atunci când trebuie și în înlănțuirea care trebuie. Iar sunt paciente care vor să facă
de la început rezonanța magnetică pentru sân. Nu este indicat nici asta. Aia este ultima metodă în algoritmul de investigare a sânului. Pentru că s-a inoculat ideea că acest RMN este atot văzător și atot știutor. Da, are o sensibilitate mai mare, dar totuși are specificitate mai mică, iar mai ales în sânii tineri se pot descoperi foarte multe lucruri care de multe ori nu că nu sunt reale, dar sunt niște lucruri hormonale și sunt doar niște rezultate fals pozitive. Deci recomand ca să fie respectate. Ca prima etapă, mamografia peste 40 de ani, ecografia până în 40 de ani. Deci e foarte clar. Dacă cu aceste metode medicul respectiv are dubii, cu siguranță că îl va trimite și la o diagnosticare mai amănunțită cu celelalte metode accesibile medicinei de astăzi și, slavă Domnului, avem destule, numai noi să avem voință să facem acest lucru și vă așteptăm să ne sunați la 031 403 0442, de asemenea atât pentru testul nostru de fidelitate, cât și pentru a adresa întrebări invitatei noastre, măcar acum să primiți de la doamna doctor că este aici alături de noi și putem să profităm de prezența dumneavoastră să ne spună fiecăruia dintre noi ce dorim să știm în legătură cu sănătatea sânilor noștri, care implică foarte multe lucruri. Factorii de risc, care ar fi aceștia? Deci, ca factor de risc în cancerul de sân, care este paleta de factori de risc? Am putea să enumerăm așa câțiva? Da, câțiva printre factorii de risc sunt unii care țin de pacientă și alții care țin, să zicem, de tratamente sau alte lucruri adăugate. În primul și în primul rând contează vârsta, riscul de cancer mamar crește odată cu vârsta, apoi este foarte important factorul genetic, factorul genetic în sensul că dacă, de exemplu, o rudă de gradul 1, înseamnă mamă, fiică, soră, au avut cancer mamar, atunci riscul pentru pacienta respectivă de a avea cancer mamar este de 3 ori mai mare dacă ruda a făcut în premenopauză cancerul mamar sau de 2 ori dacă a făcut în menopauză. Contează foarte mult și vârsta de apariție în acest risc. Pe de altă parte, însă, deși există acest risc genetic, iar acest risc genetic sau factorii genetici sunt mult mai prezenți la femeile până în 30 de ani. Deci 30% din cancerele care apar la femeile tinere sunt practic cu un factor genetic. În schimb, la persoanele în vârstă sau foarte în vârstă, factorul genetic este numai în 1% prezent. Deci vedem că și factorii genetici au importanță în funcție de vârstă, nu la toate cazurile. Și nu sunt decisivi, adică trebuie să devenim acum ipohondri și absolut să începem să ne controlăm zilnic și să devină asta o fobie doar pentru că cineva din familie a avut. Nu. Este un factor în plus. Este un factor în plus și trebuie o atenție în plus și se modifică puțin algoritmul de calcul. Investigare, da, trebuie să fie puțin mai riguros și poate puțin mai chiar mai frecvent decât în mod obișnuit atunci când am avut. Da. Cineva în familie. Avem deja o telespectatoare. Bună dimineața! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Bună dimineața! Mă numesc Rodica, sunt din Cluj și aș avea o întrebare pentru doamna doctor. Vă așteptăm. Am o fică de 22 de ani. Da. Și mi s-a operat a treia oară la sânul stâng. Da. Are o tumoare filodă. Îi formațiune tumorală, mă scuzați. Am puțin emoții. Vă rugăm să nu aveți emoții, vă înțelegem și durerea de asemenea. Și mi se spune că mi se face o piesă de 4,5, 1,8 cm marcat cu fir. Și se extirpează a treia oară. Ce pot să fac să nu o mai operez? Doamna doctor, o să vă răspunde dacă vreți să o întrebați dumneavoastră ceva specific. Pot să fac pentru fiica mea ca să nu mai supun la operații? Mi s-a spus că să extirp sânul. Ea nu vrea să...
Tumora filode este de trei tipuri. Este o mulțumim că ne-ați sunat și acum să ascultați răspunsul doamnei doctor. Da, este mulțumesc. O formațiune benignă, dar în ce am de obicei, mai rară, mult mai rară decât fibroa de noamele, dar poate să fie, cel mai frecvent am spus, benignă, dar poate să existe tumoră filode borderline sau chiar tumoră filode malignizată, deci transformată deja în sarcom. Nu știu, fica dumneavoastră, ce tip de tumoră filode a avut. Cert este că oricum tumora filode întotdeauna trebuie scoasă tocmai pentru că are risc de malignizare în timp, deci nu se poate lăsa, nu este ca un fibroad de om obișnuit. Deci chiar dacă este benignă, chiar trebuie scoasă. Chiar dacă este benignă, trebuie scoasă obligatoriu și trebuie scoasă cu o zonă mai mare din sân, pentru că tendința tumorii filode este de a recidiva, deși nu este, chiar dacă este benignă, ea poate să recidiveze local, deci nu metastazează, dar da, se formează din nou, ca să zic așa. Ca o pasăre fenix, așa își revine, da, din păcate. Da, să zicem. Deci este obligatoriu, este obligatoriu să-și o scoată. Dacă s-a format din nou, este obligatoriu să o scoată și, din păcate, asta am spus, că trebuie scoasă cu o zonă destul de largă în jur, iar dacă este la a treia intervenție și este un sân foarte mic, atunci, nu știu, într-adevăr, problema estetică se pune. Dar nu are de ales, adică este ceva care trebuie obligatoriu scos, nu poate fi lăsat pe loc. Dar acum există și metode de estetice, de completare. Doamna doctor, asta da. Vă ascultăm, doamna. Mă ne liniștește pentru că nu îi se dă după operație niciun tratament. Nu spune necesită. Că mai există o încrengătură. Deci nu necesită care, tratament. Erupe unul singur. N-am înțeles că erupe unul singur, dar nu are nevoie de tratament. După operație, de singurul tratament este cel chirurgical. Trebuie operată. Nu există alt tratament, deci nu trebuie să facă după aceea chimioterapie, nu trebuie să facă radioterapie, deci este diferit. Deci ați auzit ce a spus doamna doctor, trebuie scos chiar cu o bucată mai mare din acea zonă pentru a nu deveni în timp. Dacă nu i-a dat tratament, înseamnă că medicii nu au considerat necesar. Deci nu, într-o tumoră filodă, singurul tratament este cel chirurgical, deci trebuie scoasă, dacă a recidivat, că înțeleg că a mai fost operată, dacă a recidivat, trebuie din nou operată, deci nu are alte, nu există un tratament pe care să-l facă și să nu mai apară formațiunea respectivă. Nu există deci altceva. Deci încă medicina nu a descoperit o altă metodă decât extirparea. Da, acestei după tumori. Aceea se poate face o reconstrucție mamară în care să se reconstruiască sânul respectiv. Există metode și se practică și la noi în țară. Da, deci sunt paciente, de exemplu, asta apropo de că nu dorește și nu dorește mastectomia, dacă totuși este un sân mic și s-au făcut deja trei intervenții și încă o dată repet că trebuie scoasă o porțiune mai mare arată, de sân sănătos, cu siguranță nu mai arată bine și la un moment dat când proporția între sân și formațiunea tumorală scoasă este mare, atunci într-adevăr poate că mai bine chiar și estetic este soluția mastectomiei și cu un implant după aceea. Sunt paciente care își fac mastectomie bilaterală, bine, nu în caz de tumoră filode, dar sunt paciente și în special în Occident, care dacă își fac acei marcări genetici și descopere că au risc foarte mare de a face cancer, preferă să-și facă înainte mastectomie bilaterală, chiar dacă nu au nimic, cu reconstrucție. Cu reconstrucție. Da, este o metodă care se practică în general în America, din câte știu. Da, este și în Europa. Și eu am o pacientă care am avut-o anul trecut, am diagnosticat o pacientă tânără cu un cancer destul de mic la unul din sâni și a preferat să-și facă mastectomie bilaterală și a pus implant și a zis că nu mai vrea să treacă încă o dată sau să mai aibă vreodată probleme și că preferă, chiar dacă e radical, se simte mai în siguranță. Bine, e o soluție acceptată de foarte puține femei, dar asta în extenso poate că și pentru ea, decât un sân foarte deformat, mai bine
Mai bine un sân sănătos sau un rest sănătos, da, care poate fi reconstruit. Da, și să arate foarte bine după aceea. Deci dumneavoastră îi recomandați să continue... Eu nu știu exact, nu știu cazul, bineînțeles, deci trebuie analizat, este de la caz la caz. Eu am sfătuit-o însă să nu fie atât de categorică, că nu mai dorește operația, pentru că poate săriște să se transforme chiar în cancer, să se malignizeze formațiunea respectivă. Ceea ce ar fi foarte... Și au evoluție foarte rapidă. Foarte rapidă în acest caz. Cresc foarte, foarte repede. Am înțeles. Este o problemă pe care trebuie să o decidă fiecare... În fiecare caz, bineînțeles, medicul specialist respectiv. Și medicul specialist. Dar sfatul doamnei doctor este să urmați sfatul medicului dumneavoastră specialist. Iar telefonul doamnei doctor îl aveți în regie la colegii noștri dacă doriți să întrebați și să cereți și o a doua opinie sau o altă părere. Care sunt avantajele sonoelastografiei, dar și dezavantajele acesteia? Există dezavantaje în cazul acestei metode de diagnosticare? Dezavantaj, ca prim dezavantaj, am spus că nu poate fi folosită ca metodă individuală, să zicem, ci necesită altceva complementar. Înainte, dar este o metodă complementară. Pe de altă parte, nu poate fi, de exemplu, folosită atunci când este vorba de cicatrice sau de zone foarte fibroase, pentru că ne dau rezultate fals negative. Pe un sân iradiat, uneori, mai ales dacă este iradierea recentă, din nou, nu este indicat. În leziunile foarte mari, nu este indicat din nou, pentru că întotdeauna practic noi trebuie să comparăm elasticitatea formațiunii respective cu elasticitatea țesutului normal alăturat. Ori dacă o formațiune este foarte mare, practic noi în acel cadru de 4-5 cm pe care îl avem nu putem să avem și țesut sănătos. Iar leziunile foarte superficiale sau foarte, foarte mici și foarte profunde. Ca și avantaje, este o metodă neinvazivă, este o metodă foarte rapidă, se face... Destul de relevantă. Da, relevantă, crește specificitatea ecografiei, practic ne ajută și ne ajută mai ales în diferențial acelor noduli mamari care sunt, să zicem, la limită. Într-un cancer care este tipic, să zicem, la mamografie sau ecografie, nu ne mai aduce altceva în plus, adică ne certifică... Nu e neapărat necesară. Dar atunci când sunt noduli care sunt, să zicem, foarte greu de estimat, ne poate duce către biopsie într-adevăr. Cerem ajutorul sonoelastografiei. Da, cerem ajutorul sonoelastografiei și ne poate, dimpotrivă, descrește suspiciunea sau crește suspiciunea și atunci obligatoriu mergem la puncție. Mergem la metode mult mai... diagnostic anatomopatologic. Mult mai specifice și mult mai clare, care da. Deci rămâne puncția o metodă... Da, da, diagnosticul histopatologic relevant. Rămâne, bineînțeles, are ultimul cuvânt ultimul și este și, din păcate, 100%. Da, da, din păcate sau din fericire, în funcție de răspuns, este definitor pentru ceea ce vrem să facem mai departe. Noi luăm o scurtă pauză. Luăm o scurtă pauză acum și vă așteptăm după pauză să ne sunați la 031 403 0442. De asemenea, pentru concursul nostru, de fapt nu este un concurs, ci este un test de fidelitate cu aparatele Breastlight, vă așteptăm să ne sunați, să-i puneți întrebări și doamnei doctor, să ne expuneți problemele dumneavoastră și cu ce vă putem ajuta cu mare drag. Vă așteptăm însă după această scurtă pauză. Despre tastaturi, la prima vedere, nu pare nimic interesant de vorbit, dar veți vedea că nu este chiar așa. Tehnologia începe să-și facă loc cam în toate domeniile și de data aceasta o vom regăsi până și la sala de fitness, într-o postură inedită. Iar cu ce dotări tehnice vom merge în vacanță anul acesta, vom descoperi împreună în weekend la IT Station. În fiecare sâmbătă la Giga TV, gândim altfel. Se trăiește cu 10 lei pe zi, se trăiește cu mii de euro pe zi, se trăiește cu zâmbet, cu ură, cu furie, cu iubire, cu nepăsare, cu intenție.
interes, cu interese, cu Isus, cu Buddha, cu Allah, cu aplauze, cu urlete, cu alb, roșu, negru, roz, albastru, cu gri, violet, cachi, cu margarete, cu păpădii, cu un câine, cu o pisică, cu un lanț, cu o zgardă, cu ploaie, cu soare, în canale, în vile, în azile, în poezie, în mizerie, cu urlet, boli, cu șoapte, cu ură, cu zâmbet. Se trăiește cu 10 lei pe zi, se trăiește cu mii de euro pe zi. Contraste cu Dana Maxim. Gândește și dă mai departe. În fiecare sâmbătă de la ora 17 la Giga TV, gândim altfel. Macină dorul după o nouă aventură? O visezi cu ochii deschiși? Ia-ți rețeta care ți se potrivește în fiecare duminică de la ora 12. Rețetele aventurii. Acțiune și adrenalină după gust. Numai la Giga TV. Gândim altfel. A venit primăvara. E adevărat că frigul mai mușcă, însă iarna nu mai are atâta putere. Filmele, dragilor, nu au însă anotimp. De aceea sunt la modă pe orice vreme. Aștepți noutățile cinematografice cu sufletul la gură? Dorești să știi cine a dat lovitura la box office? Cine a încasat-o? Cum se mișcă lucrurile? Ia-ți poia de informații despre filmele tale favorite din emisiunea GTV Box Office cu Valentina Fătu. În fiecare duminică la Giga TV. Gândim altfel. Dragii mei, bine v-am regăsit după această scurtă pauză. Vrem să-i mulțumim doamnei doctor că este alături de noi și răspunde telespectatorilor cu mare drag. Vă așteptăm la 031-403-0442 și deja am auzit că avem o telespectatoare care ne așteaptă să vedem ce vrea să ne întrebe. Bună dimineața! Cum vorbim și de unde ne sunați? Bună dimineața! Bună, Mariana, vă sunt din Piatra Neamț. Din Piatra Neamț. Vorbăresc cu drag. De când ați început. Vă mulțumim. Și chiar am încercat din multe ori să vă prind, dar n-am putut. Ocupate liniile astea. Da. Sunteți foarte dragi și tot timpul stau la emisiunea asta, că sunt și bolnavă și o ascult cu mult drag. Vă mulțumim foarte mult. Cu ce vă putem ajuta? Care ar fi întrebarea pentru doamna doctor? Eu totuși am o obezitate pe care o moștenesc. Și am probleme cu tiroida. Mi-a apărut și un nodul micuț la piept. Cam din an de zile. N-am fost vățit cu el, dar doamna doctor care era la noi la endocrin a spus că nu-i problemă la el. Câteodată, deci, la palpare îl simt mai tăruț așa, câteodată nu. Sunteți și supraponderală, aveți și o greutate mai mare decât o greutate normală? Da. Am înțeles. Da. Doamna doctor, vă poate răspunde la întrebare. Care este întrebarea exactă a dumneavoastră? Ce vreți să știți? Oare se ascunde sau ce se întâmplă genul? Câteodată e mai mare la palpat, câteodată e mai mic. Deci, indiferent de cum îl simțiți dumneavoastră la palpare, mai mic sau mai mare, ceea ce trebuie să faceți este să vă duceți să faceți o examinare a sânului, o investigație, mamografie, ecografie, deci trebuie văzut ce fel de nodul este. Este clar că atâta timp cât este, cât mai mic, cât mai mare, oricum persistă, deci nu vi s-a părut sau nu a fost așa doar o dată, vi s-a părut că îl palpați și atât. Deci trebuie neapărat analizat. Nu poate să vă spună nimeni că nu este nicio problemă dacă el nu este analizat, nu este examinat într-un fel. Simpla palpare uneori poate să fie înșelătoare, iar de către dumneavoastră, cel puțin ca nespecialist, cu atât mai mult. Deci neapărat trebuie să vă duceți să vedeți. Poate într-adevăr este doar un chist și atunci nu contează.
Nu are nicio importanță, dar trebuie să fiți sigură, deci nu puteți să mergeți pe prezumții că odată este apare, bine. Odată dispare. Nu că dispare, dacă e mai mic sau mai mare. Atâta timp cât nu dispare și există, chiar trebuie să mergeți să vedeți ce este cu el. Da, aceasta ar fi recomandarea doamnei doctor. Vă mulțumim, mulțumim că ne-ați sunat, ați intrat în legătură cu noi și că ne urmăriți. Vă așteptăm alături de noi în fiecare sâmbătă. Vă mulțumim foarte mult. Și acum vrem să vă arătăm ce face aparatul Breastlight, de ce ne ajută pe noi acasă femeile să ne testăm singure înainte să ajungem la medicul specialist. Să urmărim. Breastlight este un dispozitiv medical destinat depistării din timp a cancerului la sân și altor afecțiuni ale sânului. Simplu și eficient, în intimitatea casei, puteți afla din timp dacă există o problemă și să apelați la medicul specialist. Nu există riscul radiațiilor sau altor probleme de investigare și singuri acasă aveți posibilitatea de a recunoaște unele schimbări apărute în interiorul sânilor dumneavoastră. Rezultatele nu sunt influențate de prezența implanturilor siliconice care creează probleme altor dispozitive de diagnosticare. La întuneric puteți observa în sânul dumneavoastră vasele de sânge, iar acolo unde poate fi o problemă se vor observa pete negre sau zone umbrite și întunecate. Este posibil ca acestea să vă indice că trebuie să vă adresați de urgență medicului dumneavoastră. Breastlight este simplu de procurat, fiind disponibil în farmacii. Dragii mei, vă aștept să ne sunați la 031 403 0442. Atât să câștigați acest aparat pe care tocmai l-ați văzut și vă puteți testa singuri acasă, cât și să îi adresăm întrebări doamnei doctor, care este alături de noi, este foarte deschisă, foarte drăguță și vrea să ne ajute și dumneai luptă împotriva cancerului la sân, însă și prin profesia pe care o practică zi de zi. Rămăsesem la factorii de risc. Nu terminasem enumerarea lor. Pe lângă vârstă și factorii și genetici, contează foarte mult antecedentele persoanei respective, în sensul că dacă o persoană, de exemplu, a avut cancer mamar, nu înseamnă că nu mai poate să aibă încă o dată. Riscul chiar crește de între 2 și 4 ori pentru acea persoană să mai aibă, deci nu neapărat recidivă, poate să facă la celălalt sân. Deci obligatoriu trebuie să se controleze în continuare. Faptul că chiar mai des. Chiar mai des nu înseamnă că nu mai face niciodată și s-a încheiat cu acest capitol. Pe de altă parte, sunt unele afecțiuni care sunt benigne, dar care cresc riscul de cancer mamar. Deci sunt persoane care au avut sau au fost operate sau au avut puncții la care s-au demonstrat anumite afecțiuni și care se știe însă că au un risc crescut în viitor pentru a face această boală. Pe de altă parte, există factori, cum am spus, exogeni, factori care țin foarte mult de tratamente, de exemplu anticoncepționale, care sunt, dacă sunt folosite mai mult de 10 ani, pot să crească riscul de cancer mamar. De asemenea, pentru tratamentele de substituție hormonală pe care le fac femeile după ce intră la menopauză, de asemenea, cresc riscul de cancer mamar, au efecte foarte bune pentru confort. Confort pentru împotriva osteoporozei, să zicem, pentru sistemul osos, pentru sistemul cardiovascular, dar cresc riscul de cancer mamar. Deci nu sunt contraindicate, dar în cazul în care se fac, trebuie din nou examinări mai dese a sânilor, tocmai ca să se asigure că nu au nimic. Și o atenție mărită. Ar mai fi alți factori de risc? Alimentația, da, obezitatea. Obezitatea, mai ales în menopauză, este un factor de risc pentru cancerul mamar. Și alimentația, în special cea bogată în grăsimi, în dulciuri fine, așa acestea duc la ceea un risc crescut. Ceea ce ne place cel mai mult și slavă Domnului în bucătăria noastră există din plin aceste lucruri. Da. Și atunci ar fi bine să încercăm, mai ales după o vârstă, din mai multe puncte de vedere, să evităm grăsimile, da, să evităm dulciurile, să evităm tot felul de mâncăruri din acestea supra și super preparate. Dar alături de noi este din nou doamna din Piatra Neamț, care între timp s-a răzgândit și vrea și aparatul Breastlight. Bună dimineața, doamnă, din nou! Bună dimineața!
cred că vă va ajuta, chiar mă gândeam, dar dacă nu v-ați manifestat dorința... Da, da, eu am spus la început la domnul, pentru că eu am probleme cu picioarele, știți, nu pot să merg, am gonatroză. Am înțeles. Aveți mai multe probleme cumulate. Da, de sănătate, da. Noi vă da. Dorim sănătate. Aparatul este al dumneavoastră. Întrebarea mulțumesc. Era ce se discută în această emisiune, dar odată ce ați adresat, deja știați despre ce se vorbește. Aparatul este al dumneavoastră. Vă mulțumim. Multă sănătate și aveți mulțumesc, grijă de sănătatea dumneavoastră. În continuare. Mulțumim, mulțumim la fel, sănătate. Doamna doctor, acum că a dus doamna vorba despre nodulii tiroidieni, sonoelastografia se poate utiliza și în depistarea altor zone de cu probleme? Cum ar fi? Sonoelastografia poate fi folosită cu succes și în diferențierea nodulilor tiroidieni, la fel pentru diferențierea nodulilor benigni de cei malei, și aduce un plus de valoare ecografiei și tiroidiene, un plus de specificitate, da. Da, ecografiei tiroidiene. Deci poate fi folosită și în ecografia sau în diagnosticul nodurilor tiroidieni. De asemenea. Și în alte zone mai putem să utilizăm? Mai poate fi utilizată în diagnosticul nodurilor prostatici. Se poate folosi. Foarte importante și pentru bărbați. Da, și pentru bărbați. Se folosesc însă în acest caz sonde endorectale, deci care examinează prostata de la mult distanță mai mică, da, și mult mai bine, structura se vede mult mai bine și sunt tot așa aparate care sunt prevăzute cu această sonoelastografie care poate fi aplicată și pe prostată. Și nu în ultimul rând, de asemenea, elastografia poate fi utilizată ca metodă pentru aprecierea elasticității ficatului, elasticității sau dacă dorim să apreciem dacă există sau nu fibroză hepatică, putem să folosim tot elastografia. Este o metodă care ne ajută în diagnosticul acestei afecțiuni. Am înțeles. Alături de noi este un telespectator sau o telespectatoare. Bună dimineața! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Bună dimineața! Sunt Georgeta din Piatra Neamț. Tot din Piatra Neamț, da, este alături de noi astăzi. Spuneți, doamna Georgeta. Vă ascultăm. Am o întrebare, dacă doamna doctor... Aveți și poate... o întrebare și pentru concurs, da, am înțeles, da? Exact, da. Dacă doamna doctor poate să-mi spună despre steriletul cu hormoni, ce părere are? Despre steriletul cu hormoni, despre steriletul Mirena. Da. Nu aș spune că acesta crește riscul de cancer, este... Oricum, nu se folosește o perioadă, bine, are o perioadă, cred că, de garanție de 7 ani, deci se folosește o perioadă de timp, dar nu crește riscul de cancer mamar acesta. Eu am un fibrom și mi s-a recomandat, mi s-a am și pus. Da, pentru că scade sângerarea. Exact. Și din acest motiv sunt recomandate aceste tipuri de sterilet, nu numai ca metodă de contracepție, dar și ca metodă de reducere a hemoragiei, menometroragiei, să zicem. Deci nu crește, da, asta era întrebarea, dacă ar crește riscul de cancer la sân. Aparatul Breastlight este al dumneavoastră, aveți acolo toate instrucțiunile, ați văzut și filmulețul, îl veți utiliza cu siguranță și vă va ajuta foarte mult. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm și sâmbătă viitoare de asemenea să fiți alături mulțumesc de noi. Doamna doctor, cum trebuie să se pregătească pacientul înainte de a veni când este trimis la o investigație mai amănunțită de genul sonoelastografiei? Dacă îi se spune acest lucru, trebuie să se sperie, trebuie să se pregătească într-un anumit fel? Nu trebuie să se pregătească niciun fel deosebit, nu necesită o pregătire prealabilă, pur și simplu se efectuează de obicei odată ce a făcut ecografia mamară și se depistează o problemă, un nodul sau o zonă suspectă, se face direct sonoelastografia, bineînțeles dacă medicul și aparatul permit acest lucru. Deci dacă ecograful respectiv, pentru că nu toate ecografele sunt dotate cu această tehnică,
dacă echipamentul respectiv este dotat și medicul respectiv cunoaște să utilizeze această tehnică, pentru că trebuie un pic de manualitate și... Deci trebuie o practică. Contează foarte mult dacă medicul are experiență în sonoelastografie sau dacă este la început. Da, contează. Ca în orice, de fapt. Se fac specializări, cursuri și tot felul de lucruri. Da, trebuie să știe să utilizeze corect această metodă, să îi respecte indicațiile și contraindicațiile sau, mă rog, acele dezavantaje, am spus că nu poate fi utilizată în anumite situații, și să o efectueze corect, pur și simplu, din punct de vedere tehnic. Dar acest lucru este valabil în general. De aceea recomand ca atât mamografia și, în mod special, ecografia mamară și sonoelastografia să fie făcute de către medici specializați în aceste lucruri, în centre specializate pentru diagnosticul cancerului mamar, pentru că necesită întotdeauna o atenție și cunoștințe și experiență foarte mare. Să depistezi nodul de 3-4 mm, 5 mm nu este foarte simplu. Îți trebuie un echipament performant și îți trebuie un medic specializat. Un ochi foarte bine format. Un ochi foarte bine format. Pentru zona aceasta de imagistică, da, medicală, care e o zonă destul de avansată acum și de complicată. Aș putea spune că experiență foarte multă. Poate să facă absolut orice tip de investigație în orice domeniu cu rezultate maxime. Deci, întotdeauna trebuie să ne alegem cu grijă o zonă și pacienții să-și aleagă cu grijă locul și omul, medicul care face examinarea respectivă. Mai avem o telespectatoare care vrea să vă adreseze o întrebare. Bună dimineața și de unde ne sunați? Bună dimineața, sunt din Târgoviște și am 54 de ani și aș fi dorit și eu aparatul acela. Aparatele au fost două. Săptămâna viitoare vă așteptăm să ne sunați din nou și cu siguranță veți primi. Nu avem decât două pe ediție. Ne pare foarte rău, dar le puteți găsi în farmacii. Se găsesc în farmacii, deci sunt accesibile. Întrebarea către doamna doctor. Am solicitat pentru doamna doctor dacă am artroză. Și nu pot sta mult în picioare, mă doare coloana, deci e în partea lombară. Ce fel de artroză aveți? Unde este localizată? La genunchi și la bazin. Deci de la bazin până la genunchi și jos la călcâie, în special la călcâie, așa când merg dimineața. Și ce doriți să mă întrebați pe doamna mine? Doamna doctor că nu... e specializată pe radiologie. Deci ce ați dori să o întrebați pe dumneai? Dumneai vede în general țesuturile moi. Nu are specializare sunt radiolog oricum și pe... Care ar fi întrebarea? Dar întrebarea exactă? Întrebarea, că n-am înțeles-o. Deci asta să întrebă doamna doctor. Cam la 2-3 zile am o durere mai acută așa în pieptul stâng. În pieptul stâng. În sânul stâng. Are o durere mai, mai acută. De cât timp? Cam de vreo jumătate de an. Da. Dar eu acum sunt și în perioada de intrare la menopauză și probabil am zis că ești din cauza asta. Ce vă recomandă doamna doctor? Vă mulțumim pentru telefon, vă așteptăm data viitoare, cu siguranță veți primi și dumneavoastră un aparat, fiți alături de noi, vă mulțumim și ne vedem sâmbăta viitoare. Cred că dacă este vorba de dureri, așa cum am mai spus, de obicei durerile mamare sunt hormonale, dacă doamna este în premenopauză, deci practic în perioada în care ciclurile devin mai neregulate, mai rare, atunci este foarte posibil ca această durere să fie cauzată de aceste dereglări hormonale. Îi recomand însă, dacă nu și-a făcut un examen al sânului, să-și facă nu atât în mod special pentru durere, cât să fie sigură că nu are nimic. Deci e bine să-și facă mai ales un control și este posibil să nu aibă nimic și durerea să fie cauzată strict de schimbările hormonale care se întâmplă mai ales înainte de a intra la menopauză. Dar tocmai pentru că intră la menopauză trebuie să-și facă controle cât mai frecvente. Mai frecvent, pentru că atunci este și riscul cel mai mare de cancer. Practic vârsta medie sau vârsta cu
cel mai mare risc de cancer este în jur de 50 și ceva de ani, deci este în perioada respectivă. În perioada respectivă. O concluzie, că s-a apropiat de final, din păcate timpul nostru se scurge atât de repede. O atenționare pe care vreți să o faceți dumneavoastră către, către pacienți, doamne. Către doamnele care se uită pe în mod special. Eu le rog pe doamne să fie foarte atente și să-și facă examinările periodice necesare la sâni, pentru că este foarte important, ține foarte mult și de feminitatea lor și este o boală poate puțin diferită față de alte tipuri de cancere, pentru că tocmai este vizibilă și le afectează în niște lucruri mult mai sensibile. Dar trebuie să-și facă controle și să-și descopere dacă este să se întâmple ceva într-un stadiu foarte la început, în așa fel încât să se poată face ceva și să se vindece. Iar pentru pacientele care deja au această problemă sau au fost diagnosticate sau sunt în curs de diagnosticare, dacă au probleme și doresc un suport moral, cel puțin, un număr pe care să se poată bizui. La noi, la clinică, din această lună o să avem un grup de suport pentru pacientele cu această afecțiune, gratuit, pur și simplu să poată să stea de vorbă cu oameni, cu specialiști și care să ne îndrume. La noi, telespectatorii, da. Să le oferim numărul dumneavoastră la 031 403 0442. Vă așteptăm de fiecare dată. Eu vă mulțumesc că acum timpul nostru s-a scurs destul de repede. Subiectele sunt de fiecare dată pe interesul telespectatorilor, pentru că încercăm să răspundem cerințelor dumneavoastră. Vă mulțumim, ne vedem sâmbăta viitoare și ai grijă de sănătatea ta, că boala o simți, dar sănătatea nu, ca de fiecare dată. La revedere! Actualitatea schimbă macazul în fiecare zi. Ai grijă să nu fii prins pe picior greșit. Informația călătorește cu marfarul de știri. Nu lăsa pe mâine ce poți afla azi. Prinde marfarul de știri, condus de Radu Purece, de luni până vineri. Marfarul de știri, singurul tren în România care vine la fix și pleacă din stația Giga TV. Gândim altfel. Lucrurile bune umblă din vorbă în vorbă. Intră în dialog și cunoaște-le. Răsfoiește o altfel de presă. Află tot ce îți doreai să știi despre personalitățile zilei, profesii, comisioane sau unde să îți petreci timpul liber. În dialog ai parte numai de lucruri bune. Cu Alina Căsandrescu și Ștefan Iliescu, de luni până vineri, numai la Giga TV. Gândim altfel. Se trăiește.